Salut, prieten, bun găsit mai mult la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate vă spun și în această seară, același Marius Dumitrache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, un an de mandat, conducerea Consiliului Județean Dâmoviță la ora bilanțului, pe 11 ianuarie s-a împlinit exact un an de când a fost preluată conducerea Consiliului Județean Dâmboviță de către noua formulă, respectiv Alexandru Oprea, președinte, și Alin Manole, vicepreședinte. Sigur, a fost și doamna Claudia Gilia, dar domnia sa și a depus jurământul în Parlamentul României la Camera Deputaților. Exclusiv la noi în studio, domnul Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmboviță, oameni buni, căruia îi mulțumim pentru prezență și bună seara și la mulți ani, domnule președinte. N-am văzut pe anul ăsta. Nu n-am văzut pe anul ăsta. La mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune și mulțumesc pentru invitație, domnule Dumitrache. Noi vă mulțumim pentru prezență, domnule președinte, pentru că ați organizat și o conferință de presă în care ați prezentat modul în care administrația publică județeană și-a exercitat atribuțiile și care au fost aceste rezultate, toți indicatorii, noi asta am înțeles, jurnaliștii prezenți la această conferință de presă, de mare interes județean și național, domnule președinte, pentru că au fost preluate și în presa națională declarațiile dumneavoastră, toți indicatorii sunt la un nivel superior față de realizați față de predecesorii dumneavoastră. Cum arată acest bilanț, domnule președinte Alexandru Oprea? Domnul Marius Dumitrache, așa cum am spus și ieri, să știți că nu mi-este rușine să mă uit în ochii dumneavoastră, ai reprezentanților presei, în ochii colegilor mei și în ochii dâmbovițenilor, pentru că eu am conștiința datoriei împlinite. Și vreau să vă spun că anul 2017, din punct de vedere al provocărilor, al activităților derulate la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, a fost un an în care chiar s-a muncit și s-a muncit cu determinare pentru a pune în practică acel program cu care și eu și echipa pe care o reprezint am fost mandatați să mergem la Consiliul Județean Dâmbovița. Mai fac o precizare. Puteam să aleg calea comodă și poate că n-aș fi avut nici aceste dispute să merg parlamentar. Cred că în momentul în care am optat să rămân la Consiliul Județean Dâmbovița, la momentul ăla probabil eram omul potrivit și spun lucrul acesta așa, cu un sentiment puțin de dezamăgire asupra comportamentului unor colegi. Pe de altă parte, așa cum mă cunoaște și cum mă știu mulți dintre cunoscuții mei, în momentul când am primit o însărcinare, un obiectiv pe care trebuie să-l duc la capăt, n-am precupețit niciodată niciun efort pentru ca acele lucruri să se întâmple și acel obiectiv să fie realizabil. Și mai mult decât atât, am făcut lucrul acesta într-o deplină transparență, încercând să capacitez energiile pozitive ale celor cu care am mai lucrat. V-am spus și ieri, o spun și astăzi, pentru toate lucrurile bune întâmplate la nivelul aparatului Consiliului Județean al instituțiilor subordonate, eu mulțumesc echipei cu care am lucrat, pentru că singur Alexandru Oprea, sigur, poate reprezenta ceva, dar în niciun caz nu poate face singur tot acest sumum de activități, deci le mulțumesc celor cu care am lucrat, fiecare o parte mai mică sau mai mare de contribuție, dar cu toți am lucrat, spun eu, în bune condiții și cred că din acest punct de vedere nu sunt motive de nemulțumire. Vreau să le mulțumesc reprezentanților unităților administrative teritoriale, cu care de asemenea eu am spus-o și o spun în continuare că în opinia mea am o relație bună și foarte bună, sigur că poate nu i-am mulțumit pe toți, dar cred că în vasi majoritatea lor nu sunt reproșuri la adresa mea ca președinte a echipei de la Consiliul Județean, a noastră ca reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Și mai fac o precizare, sigur că poate anumite lucruri le-aș fi putut face mai bine, poate am făcut și greșeli, nu am spun că sunt perfect, că sunt infailibil, am capacitatea și tăria să le recunosc. Pe de altă parte, am ținut să prezint acest raport pentru că aveam un an într-adevăr de mandat și pentru că în spațiu public apăruseră fel de fel de păreri că chipurile niște lucruri nu funcționează la Consiliul Județean Dâmboviță. Mai mult decât atât, cred că am dat dovadă de transparență deplină. Acel raport este public pe site-ul Consiliului Județean Dâmbovița.
l-am difuzat, l-am distribuit și către dumneavoastră, reprezentanții ai presei. Mulți dintre dumneavoastră ați preluat acolo părții din el, alții l-au preluat în integralitate și ați putut să vă dați seama, pentru că am prezentat comparativ. Eu n-am spus 2016 a fost un an bun pentru Consiliul Județean, cel mai bun an. 2017 este un an de început al mandatului lui Alexandru Oprea și la majoritatea indicatorilor puteți observa din graficele pe care le-am prezentat acolo și invit și pe telespectatorii noastre să studieze acest raport, puteți observa că activitatea este pozitivă. Sigur, sunt și niște lucruri pe care le-am fi putut face mai bine, dar eu cred că avem timp în 2018-2019 să facem lucruri și să dezvoltăm acest județ. Ca o concluzie generală pot să spun că județul este pe un trend pozitiv, lucrurile se mișcă în direcția bună, sunt investiți în județul Dâmbovița, în ceea ce înseamnă crearea de locuri de muncă, în ceea ce înseamnă facilități pe căile infrastructură rutieră, sunt lucruri bune mișcate pe ceea ce înseamnă, eu știu, declararea ca stațiune turistică de interes național a unei zone din județul Dâmbovița. Suntem cu proiecte de anvergură, cum este proiectul stadionului, proiectul molului. Deci chiar s-a muncit la Consiliul Județean și lucrul acesta vreau să fie bineînțeles. În altă parte v-am spus, sunt un om de echipă și nu mă dezic de echipa din care fac parte. Într-adevăr, județul se mișcă, cum ați subliniat și noastră la conferința de presă, și se află pe un trend ascendent, e un trend pozitiv. Chiar ați prezentat, iar majoritatea indicatorilor, iată, se situează la un nivel superior față de predecesorii anii, domnule președinte, pornind aici de la, dumneavoastră ați făcut și un top al marilor investiții, de la investiția de la Ulm, de lângă Târgoviște, de 400 de milioane de euro. Acolo sunt mai multe fabrici. La Ulm se va construi, știți foarte bine, doamnă și domnule, cea mai mare fabrică de produse electrocasnice din Europa. Ca să mai vorbim de stadion, de mall, sunt investiții majore de DN71, de DN72 și așa mai departe, de stațiunea Padina Peștera. Proiectul de infrastructură de la compania de apă, care sunt 222 de milioane de euro. Proiectul european, pe ce înseamnă drumul, cealaltă variantă, legătura cu Moreni, spre București, pornind de la reabilitarea Curții Domnești, un alt proiect semnat. S-a spus în spațiu public că sunt proiecte începute de alții. Dom'le, nu am negat niciodată contribuția și meritul unora în a gândi niște proiecte. Dar așa cum v-am prezentat ieri, și echipa de la Consiliul Județean actuală a făcut cel puțin, să spunem, 5 proiecte a gândit cu impact major. Și mă refer aici la proiectul pentru unitatea de primiri urgențe, proiectul pentru ambulatoriu, cele două proiecte pentru deșeurile menajere. Mai avem un proiect pe capital și pe dezvoltarea capacității administrative. Adică nu s-a stat și, să spun, am spus-o și ieri, o spun și azi. Oamenii vin și pleacă. Important e ce rămâne după fiecare dintre noi. Bun, de altfel, dumneavoastră, domnule președinte, acum, cu tot respectul și fără falsă modestie, dumneavoastră v-ați făcut treaba, indiferent în ce formulă de conducere, ce funcție ați ocupat. Ați fost și director general la compania de apă Dâmbovița Drăgoviște, ați preluat acest mandat în condițiile în care compania de apă se afla într-o situație critică, domnule președinte. Ați fost administrator public al județului, ați fost și vicepreședinte al Consiliului Județean, adică cunoașteți foarte bine problemele administrației județene. Și iată că, totuși, în pofida acestor aspecte pozitive, dumneavoastră sunteți în vizorul conducerii PSD Dâmbovița de a fi înlocuit din funcție, domnule președinte. Domnul Marius Dumitrache. Alături de Ali Manole, că și Ali Manole nu e într-o situație fericită, pentru că, din sursele noastre, spun că și el se află în vizor. Pe 26 ianuarie va avea loc o ședință de comitet executiv județean, sau mai precis înainte o ședință de birou permanent județean și ulterior, la vreo 3 ore distanță, o ședință de comitet executiv județean. Vreau să spun că la Consiliul Județean Dâmbovița mi s-au solicitat niște rapoarte, unele care au de-a face cu exercitarea atribuțiilor administrative ale Consiliului Județean, altele cel puțin discutabile din multe puncte de vedere. Nu am avut nicio problemă să răspund la fiecare din punctele care s-au solicitat acolo, deși a fost un volum de muncă imens și vreau să spun că pe datele prezentate
rezultatele nu că sunt bune, sunt foarte bune. Deci din acest punct de vedere eu n-am o problemă. N-am o problemă, nici am o prezentat în fața colegilor mei în care să prezint ce a făcut Alexandru Oprea la Consiliul Județean și în baza mandatului încredințat ce a făcut din programul Dâmbovița. O să fiți prezent acolo? Păi bănuiesc că da. PSD Dâmbovița sau deci vă duceți dumneavoastră peste până la această dată, până la această dată nu am primit o invitație pentru că de aproape un an de zile de când în spațiul public au apărut și s-a spus că, vezi, doamne, Alexandru Oprea a adus prejudicii de imagine Partidului Social Democrat Dâmbovița. Eu să știți că nici până la această dată nu știu care sunt acele prejudicii de imagine și nu mi s-a spus în mod concret ai făcut lucru X sau lucru Z și pentru asta rămâne să fii sancționat. Pe de altă parte, este absolut statutar să prezentăm rapoarte de activitate. V-am zis, n-am niciun fel de problemă. Dar eu mi-aș dori ca această exigență sau această practică să fie generalizată și la nivelul altor unități administrativ-teritoriale sau altor decidenți. Numiți în funcție cu susținere politică. Deci nu s-a făcut până acum, e un lucru bun care se face și, repet, Alexandru Oprea nu are o problemă din acest punct de vedere. Vă spuneam că anul trecut, prin luna martie, s-a ieșit nu de către mine, ci de către conducerea organizației în presă cu faptul că Alexandru Oprea a fost sancționat. Așa cum știți, anul trecut s-a aruncat în spațiu public fel de fel de explicații că motivul pentru sau motivația pentru care Alexandru Oprea trebuie sancționat e faptul că a adus prejudicii, că n-a repartizat corect bugetul aflat la dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița. Am prezentat cu date certe, indubitabile, aflate asupra oricărui dubiu, că repartizarea făcută la nivelul anului 2017 a fost pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Dâmbovița, mai mare cu sume plecând de la 70.000 până la câteva sute de mii de lei, mai bună și mai substanțială decât ce a făcut în anul 2016, an de raportare. Vreau să vă spun că din această perspectivă, 2018 este un an mai dificil pentru că avem de repartizat mai puțin cu aproape 90 de mii. Anul trecut am repartizat 222, anul acesta s-a schimbat formula de calcul la bugetul, avem pe 131. Și s-a spus în spațiu public Alexandru Oprea, în virtutea calității sale de membru al Partidului Social Democrat Dâmbovița, pentru că eu îmi dădusem demisia din funcția de secretar executiv și din funcția de președinte al organizației comunale Răzvad, dar în niciun caz nu m-ați auzit pe mine dându-mi demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Deci în virtutea articolului, cred că 82 sau 83 din statut, președinții Consiliilor Județene Administrative și vicepreședinții care n-au funcții alese 84, scuzați-mă, sunt nou, le mai știu pentru că sunt membri cu drept de vot în cadrul biroului permanent județean. Vreau să vă spun că nu s-a luat în calcul această stare de fapt prevăzută de statut, deși cei care au dispus măsura trebuiau să cunoască. De asemenea, la articolul 31 și 32 din statutul Partidului Social Democrat și mai o precizare pe care o fac în fața dumneavoastră pentru că, iarăși, și acest lucru este o chestiune care nu-mi place. Sunt acuzat că fac declarații doar la posturile în chestiuni care privește partidul. Păi am fost lăsat să am alt mijloc de exprimare în cadrul partidului ca să pot să fac declarații în cadrul partidului, să mă apăr. Deci este normal ca opinia publică să știe aceste lucruri și să avem o percepție corectă. Eu nu spun să se judece cu părtinerii. Eu spun doar că în conformitate cu statutul pot fi membri ai Partidului Social Democrat cei care recunosc și respectă statutul partidului. Este articolul 9 pentru cei care doresc să-l cunoască. Deci revenind la articolul 31 și 32, articolul 31 spune că la aliniatul 4 și 5 este vorba de suspendarea între 6 și 12 luni și aliniatul 5 excluderea din partid. Articolul 32 spune că sancțiunile prevăzute la articolul 31 aliniatul 4 și 5 pentru membrii birourilor permanente județene se iau de către Comitetul Executiv Național cu două treimi la propunerea Comitetului Județean. Exact. Cu alte cuvinte, dumneavoastră a fost judecat în ghilimele. A fost judecat, sancționat. În baza articolului 31, dar nu s-a uitat nimeni la articolul 32 și dincolo de toate astea, spre deosebire de unii dintre colegii mei, eu cunosc și respect prevederile statutului. Am așteptat în termenul prevăzut de lege să-mi fie comunicată această hotărâre, pentru că este normal că în momentul în care doresc să contest ceva, trebuie să ai o formă scrisă.
Eu nu pot contesta o hotărâre comunicată verbal. Mi s-a spus că am fost de față. Am replicat că și când te oprește agentul de circulație, se aduce la cunoștință că ai încălcat regula, îți spune cu câte puncte, cât e amenda, dar îți dă procesul verbal. Nu te spune ce ți-am spus, du-te și plătește-o sau contest. Deci trebuie să existe și mai ales că în conformitate cu prevederile statutului se cheamă hotărâre. Și acolo unde statutul nu dispune, prevederile respective se completează cu prevederile legale incidente, prevederile codului civil, al codului de procedură civilă și așa mai departe. Nu intru acum într-o discuție de natură juridică. Vreau să vă spun că n-aș fi pus în discuție acest lucru dacă nu vedeam, reieșind din nou în spațiul public, am așteptat o lună, două, trei, cinci, șapte, din nou am văzut mai acum câteva luni ieșind în spațiul public și spunându-se că nu trebuie să punem în discuție acea sancțiune, că așa s-a întâmplat și că e legală, e corectă și așa mai departe și că sunt un simplu membru al unei organizații locale. Deci nu vreau să fac astfel de comentarii. Eu doar cer să se respecte statutul și dacă Alexandru Oprea a greșit, a încălcat statutul partidului, a făcut vreo declarație de natură să lezeze imaginea Partidului Social Democrat, Alexandru Oprea să răspundă. Dar în același timp, mă cunoaște, sunt un om vertical demn și care întotdeauna am avut respect față de ce înseamnă cadrul legal. Deci nu pot permite să-mi fie terfelită nici demnitatea, nici, să spunem, activitatea mea de până acum în cadrul unei formațiuni politice pe care o respect, am respectat-o și o să respect de-a cursul vieții mele de către cineva doar pentru că așa se dorește și prin încălcarea flagrantă a prevederilor statutului. Mai mult decât atâta, spune că în calitatea mea, deci necomunicându-mi se până la această dată această sancțiune, pe cale de consecință și din punct de vedere juridic, eu consider că ea nu există. Neexistând, s-a încălcat din nou prevederile statutare, nefiind convocat din luna martie până acum la niciuna din ședințele Biroului Permanent Județean. Mai mult decât atât, tot în același articol 9... Dumneavoastră aveți mai mult decât atât, în BPJ. Pe ordinea de zi a unora dintre aceste ședințe au fost puncte, au fost aspecte care priveau activitatea Consiliului Județean Dâmbovița și implicit a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița. Și spune la fel acela statut care a avut grijă să se gândească la toate aceste fațete că atunci când se discută aspecte care țin de activitatea unei persoane, este normal și normal fire, să, fie să fie invitat pentru a lua la cunoștință ce se discută și ce e asta, dacă aș fi fost un simplu membru. Dar eu, repet, sunt membru cu drept de vot al Biroului Permanent Județean. Vreau să vă spun că lucrurile astea au continuat, au înregistrat așa un trend crescător, mergându-se până acolo, undeva în luna noiembrie sau decembrie, neparticipând la ședințe. Mi s-a comunicat de către consilierul meu ca rugăminte că s-ar fi adoptat sau s-a supus la vot în același Birou Permanent Județean un proiect sau o decizie prin care mie să-mi fie interzis să mă deplasez în teritoriu pentru a avea întâlniri de lucru cu reprezentanții administrației publice locale. Ceea ce contravine flagrant legii 215 privind administrația... Bine, asta e o decizie aberantă, domnul... administrației publice locale. Domnul Marius Dumitrache, o fi aberantă, dar din păcate s-a luat și păi să aberantă, păi și se întâmplă. Nu fi șapă postului. Repet, Alexandru Oprea nu a făcut nici scandal, nu a așteptat să le vină mintea la cap și să înțeleagă că nu se poate continua de maniera aceasta. Repet, nu mă cramponez de funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, nu e nicio problemă. Dacă dumnealor vor hotărâ, dar pe de altă parte, eu cred că cei care au încălcat statutul au o problemă foarte serioasă. Și repet, voi uzita de drepturile mele legale de a face apel la conducerea partidului, la Comisia Națională de Etică și Integritate, astfel încât să nu permit să fie înjosită demnitatea și activitatea unui om care chiar a muncit pentru Partidul Social Democrat Dâmbovița. Corect. Să nu permit activitatea unui om care chiar a muncit pentru Partidul Social Dâmbovița. Remarcă, stimați prieteni, Alexandru Oprea, președintele Consiliului de Țeană. O ultimă întrebare până la pauza de publicitate, domnule președinte. Noi am aflat pe surse că motivul real pentru care dumneavoastră ați intrat în coliziune directă cu președintele PSD Dâmbovița ar fi faptul că dumneavoastră v-ar fi dat o listă cu 10 primari, să aveți grijă de ei, să le dați banii la alocările bugetare de la CJD, să le dați banii la aia 10 primari, listă pe care dumneavoastră n-ați fi respectat-o întocmai.
Și de aici a pornit scandalul, că a primit un mesaj al Dianțului de la un primar, domnule, mi-a promis că îmi dați nu știu cât și Sandu Oprea nu mi-a dat nimic. Deci, domnul și de atunci ați avut un schimb foarte dur de replici și în BPJ ați avut un schimb de replici. Deci, domnul Marius Dumitrache, eu repet, fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Dâmbovița a primit în anul 2017 mult mai mulți bani cumulat, că acea sumă repartizată care până anul trecut era din TVA și din impozitul pe venit. Cu excepția Găieștiului, mă sună Agricuță pe Adiantul. Da, domnule, cu excepția Găieștiului. Deci când avem 89 de unități administrativ-teritoriale, 88 au primit bani în plus. Și putem lua de la Consiliul Județean, de la Direcția de Finanțe Publice, această situație. Pe de altă parte, acea sumă are două componente, sau ce primește o unitate administrativ-teritorială, ce primește repartizat de finanțe, ce primește de la Consiliul Județean. Suma respectivă se chema sumă destinată Consiliul Județean Dâmbovița pentru echilibrarea bugetelor locale. Dacă e sumă cu destinația pentru echilibrarea bugetelor locale, păi nu trebuie să pui în balanță ce a primit de la finanțe, astfel încât ce primește de la Consiliu, să vezi cum iese față de anii precedenți, și acest lucru a făcut Alexandru Oprea. Pe de altă parte, Alexandru Oprea a respectat ceea ce Partidul Social Democrat a spus în campanie și va respecta întotdeauna, că nu împărțim județul în roșii, albaștri, galben, verzi și alte culori. Și am aplicat respectivele dispoziții astfel încât să asigurăm unităților administrativ-teritoriale resursele necesare. Pe de altă parte, a apărut anul trecut legea salarizării. Sunt numai puțin de 23 de unități administrativ-teritoriale care au adoptat hotărâri, care au fost atacate cu recurs grațios și s-au plâns unii că nu mai au bani de salarii. Păi eu cred că am fost responsabil și la întomirea bugetului și în momentul când s-au aprobat grilele de salarizare și am spus, fraților, hai să manifestăm prudență, să ne întindem, cum e proverbul românesc, cât e plapuma. Că și noi ne-am dorit să avem salarii exorbitante, dar poți sau nu poți să faci lucruri? Corect, trebuie să luăm un scurt de publicitate, revenim imediat, prieteni, nu plecam zic ieri, foarte interesant dialogul cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Alexandru Oprea, urmarea acestui scandal, e vorba de un război civil în PSD Dâmbovița, între senatorul Adrian Tuțianu și conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea. Luăm publicitate, revenim imediat, nu plecați nicăieri și vă mulțumim că și în seara asta sunteți alături de noi, alături de Columna TV. Publicitate.